am primit multe întrebări despre Vănel, da, are și el un nume, și mai multe solicitări de a face turul casei, așa că haideți să vi-l prezentăm! Vănel este un Westfalia München 600D din 2018. Platforma este un Fiat Ducato cu 6 metri lungime și o înălțime de 2,65 m, un motor Euro 6 în 4 cilindri, 130 de cai putere, cuplat la o cutie manuală, în 6 trepte plus mers înapoi. Autorulota poate transporta 4 pasageri, 2 pe locurile din față și 2 pe banchetă, dar are doar 2 locuri de dormit. Îi spunem casa pe roți pentru că în el regăsim majoritatea elementelor de confort dintr-o casă, e adevărat la dimensiuni mult mai mici. La exterior avem 4 ferestre acrilice care izolează termic, 2 stânga-dreapta față de zona de zi și 2 mai mici în spate lângă pat. Deasupra există 3 trape acrilice, una mare deasupra mesei, una în baie și una deasupra patului. Pe partea stângă avem capacul de la evacuarea trumei, priza la 2,20 și capacul rezervorului toaletei. Pentru că stăm foarte rar în camping, avem un generator Honda EU10i cu care încărcăm bateriile Vănelului. Suntem foarte mulțumiți de plasa contra insectelor, extrem de folositoare de primăvara până toamna târziu. Bun venit în casă! Partea interioară are 3 zone, zona de zi cu bucătăria open space, baia și dormitorul. La masă pot sta 4 persoane, scaunele din față fiind pivotante. Eu stau de obicei pe canapea. Este locul unde mâncăm, unde citim, unde lucrăm la calculator și ne delectăm cu ultimele episoade de pe canalele YouTube la care suntem abonați. Masa nu este fixă, ea culisează pe o șină și are un picior rabatabil. Când plecăm de pe loc, se strânge și se depozitează într-un spațiu dedicat deasupra cabinei, pe care îl folosim, după cum se vede, și ca spațiu de depozitare pentru lucruri voluminoase, polare, geci. Bucătăria este prevăzută cu un aragaz pe gaz cu 2 ochiuri, o chiuvetă, nu foarte adâncă, dar suficientă pentru noi, și o baterie cu apă rece și caldă, la fel ca acasă. Blatul de lucru este generos, este format din 2 părți, una mai mare, situată deasupra frigiderului, și una mititică, în continuarea bucătăriei. Aici avem și 2 rafturi mititele, dar sunt bune ca spații de depozitare pentru papuci, perie. Legat de spații de depozitare, în zona bucătăriei avem 3 sertare generoase, în care ne ținem veselă, tacâmuri, condimente, oale, tigăi. Ca recomandare, e bine să nu le încărcați prea mult, să nu fie foarte grele, pentru că am auzit că se pot deschide în timpul mersului. Avem un frigider Vitrifrigo de 110 litri cu compresor alimentat la 12V. Este mare, are și un mic congelator, nu am simțit nevoia de mai mult în călătoriile noastre. Deasupra blatului avem 2 prize la 12V și o priză de casă și 3 rafturi destul de mititele și înguste. Am reușit să depozităm noi câte ceva în ele, dar părerea mea este că sunt mai mult de design decât practice. Noi ținem atât la siguranța noastră cât și a Vănelului, de aceea am considerat foarte important să ne luăm o pătură antifoc, pe care o avem în zona bucătăriei, și un extintor. Zona bucătăriei se continuă cu un dulăpior îngust, înalt, adânc, în care noi ținem lucruri grele, materiale de curățenie, dar cred că o să-i montăm și niște polițe pentru că sunt destul de greu accesibile lucrurile din el. În spatele banchetei avem o zonă cu o priză la 12V și o priză de casă. Aici avem și prolungitorul pentru priza de casă, unde ne încărcăm de obicei electronicele. Priza de casă funcționează doar dacă Vănelul este conectat la o sursă de curent de 220. Tot aici avem și senzorul de temperatură și umiditate de la Xiaomi, de care suntem extrem de mulțumiți.
dedesubt, un alt spațiu de depozitare unde noi ținem păturile fris, trepiedul foto. El este prevăzut și cu niște cârlige pentru umerașe, nu-l folosim în acel scop. Cum de altfel nu folosim nici acest spațiu, care era probabil destinat televizorului. Noi nu avem televizor, nu intenționăm să ne luăm, folosim laptopul. Am fi preferat ca acest spațiu să fie dedicat băii, care să fie cu 20 de centimetri mai mare. Trecem la următoarea zonă, baia. Avem o toaletă Tedford, o chiuvetă mititică prevăzută cu duș. Spațiu, eu zic că este suficient pentru o persoană. Și aici avem multe spații de depozitare, atât pe blatul chiuvetei, cât și într-un dulăpior prevăzut cu oglindă. Aici este un uscător. De obicei ținem prosoapele pe el, dar când afară plouă, ne uscăm aici și gecile, pentru că baia are o gură de ventilație proprie și când este pornită truma, aici se face saună. Ușa este protejată de o perdea de duș care se prinde de jur împrejur în capse. Cabina de duș este prevăzută cu două guri de scurgere. Noi nu am vrut inițial să ne cumpărăm cale de nivelare pentru vânel, chiar dacă campăm mai mult în afara locurilor oficiale și atunci suprafața terenului este cea mai mare parte a cazurilor denivelată. Am zis că nu suntem pretențioși, chiar dacă el este un pic mai strâm. Dar cu Murphy nu doarme niciodată. Toată apa se strânge în timpul dușului fix în colțul care nu are gură de scurgere. Așa că mai nou, cărăm o stâncă după noi. Ta-da! Patul are 1,40 m x 1,97 m. Platforma de Ducato, jumper sau boxer este singura care permite așezarea patului fix transversal, fără modificarea caroseriei. Pentru a facilita accesul în pat, Westfalia a montat această mică treaptă, dar care este foarte bună pentru că are și spațiu de depozitare. Sus avem 7 dulapuri de jur împrejurul vânelului, generoase ca spațiu. Aici, deasupra bucătăriei, ținem de obicei cafeaua, pâinea. Acestea sunt dedicate hainelor, pe partea cealaltă avem lenjerie, prosoape, aici este dulapul cu electronice. Sub canapea este centrala termică Truma cu o putere maximă de 4 kW, pe motorină alimentată direct din rezervorul de 120 litri al vânelului. Poate să încălzească 10 litri de apă la 62 de grade Celsius. Combinată cu apa rece, este suficientă pentru două dușuri. Centrala are 6 guri de ventilație, prin care suflă aer cald, 4 în zona de zi, unul în baie și unul sub pat. Încălțămintea o ținem sub această treaptă, sub masă. Poate fi accesată atât pe sus, cât și pe aici. Casa este alimentată de două baterii Varta Professional Dual Purpose AGM cu o capacitate de 95 de amperi oră fiecare. Sunt situate sub scaunul pasagerului. Sub scaunul șoferului avem panoul de siguranță și încărcătorul la 220 de V al bateriilor mașini. Avem lumină suficientă de la benzile LED și de la spoturi. Deasupra intrării avem panoul de comandă al centralei Truma, de unde reglăm temperatura interioară în grade, programăm încălzirea apei. Când plecăm dimineața pe coclauri, o setăm să pornească la o anumită oră și când ne întoarcem găsim aici cald și bine. Aici avem panoul de comandă al casei, indicatorul nivelului de încărcare al bateriei mașinii, bateriei de casă, nivelul apei din rezervorul de apă curată, banda LED de deasupra ușii și pompa de apă. Atât trapele cât și ferestrele acridice sunt prevăzute cu plasă de țânțari și jaluzea. We'll be right back.
Deschiderea este ușoară. Și ferestrele acrilice se deschid ușor. Au două trepte. În funcție de cât de mult aer vrem să intre în vanel, de cât de multă ventilație avem nevoie. Aici avem garajul. În partea dreaptă, într-un dulap, este rezervorul de 100 de litri de apă curată. Iar în partea stângă, în alt dulap și cu niște mici spații de depozitare, avem butelia de gaz. În mod normal am avea mult mai multe lucruri aici, mobilierul de camping, apă suplimentară, conserve, mâncare, dar suntem într-un mic proces de reamenajare, o să vedeți în curând, așa că multe sunt depozitate în casă. Legat de apa suplimentară, rezervorul vanelului ne ține de obicei 3-4 zile, de aceea, pentru a avea o autonomie cât mai mare, luăm cu noi cam 60-70 de litri de apă. Confortul somnului ne este asigurat de saltea și de arcurile produse de Froli, pe care vi le recomandăm cu căldură. Nu numai că dormim foarte bine pe ele, dar țin și salteaua la 3-4 cm distanță de placă și asigură astfel o ventilație foarte bună. Nu cred că va mucegăi niciodată. Acesta a fost turul căsuței noastre pe roți. Sperăm că v-a plăcut. Dacă am omis ceva sau dacă aveți și alte întrebări, vă rugăm să ne lăsați jos în comentarii. Vă mulțumim! Pe curând!